Salutare! Bine v-am regăsit în 2022! Wow, da, de un an nu ne-am mai auzit. Nu ne-am mai auzit un an și nu că ne-am fi propus, dar suntem un pic datori de anul trecut. V-am promis că o să facem un venture, dar nu cu Shubi. Pentru că Shubi deja are un venture, o știți? Chiar două. Da, v-am promis acum ceva vreme că o să facem un venture cu mașina lui Dado, fratele Ralucăi. Așa că să-i dăm bătaie. Domnul Dado aici de față. Dacă în cazul în care nu se mănânc, da. Mai zice că ar trebui să se mănânc. Frații bulion pe pâine. Frații bulion pe pâine. El este vinovatul acestei conversii. El a muncit la ea, el a făcut-o. Este după gustul și asemănarea lui. Și a Anicăi, că are, și a contribuit. Are o latură mai personală. Hipiotă. Hipiotă și... Da, foarte personală, că până la urmă despre asta e, până la urmă și Shubi tot personală, e, este fix după gustul nostru și cred că asta ne-a plăcut și nouă și de asta am vrut să facem noi conversia noastră, pentru că te reprezintă în totalitate, adică, știi ce zic? Da, așa că hai să vedem. Așa arată Alexis și se numește Alexis... Mr. Alexis. De ce se numește Mr. Alexis? Pe scurt, povestea este că... Am fost norocos, am muncit un sezon pe o barcă și un domn generos, un domn de afaceri foarte generos ne-a dat o șpagă și iar șpaga mea s-a transformat în această mașină. Deci practic cu șpaga luată de pe un charter când lucrai pe barcă, ai achiziționat mașina. Am achiziționat mașina. Puteți să spunem și prețul? 5.000 de euro. 5.000 de euro. 5.000 de euro. 5.000 de euro luată din Germania. Bine. 130 de cai putere, sprint shift, cutia de viteze de care eu sunt mulțumit. Aia e automată de asta. Am avut puține probleme cu rugina, de aceea a primit anul trecut o vopsea la aniversarea 21 de ani de existență. La asta vreau să spun și eu acum că arată foarte bine acum, este albă, curată, lucioasă, o știu de la început cum arăta. Voi da poze să pui pe... Da, da, o să punem niște poze aici. Era cu portocaliu, cu crucea pe ea, cu... ca o ambulanță, adică, da, ce să mai... Acum e foarte frumoasă și curată și arată super bine. Avantajul acestui tip de mașină față de comparată cu Shubi este că ai un spațiu mult mai generos înăuntru și pereții drepți, da. Izolația care practic cutia, caroseria este direct izolată cum ar fi. Și cutia e toată din aluminiu. Și e toată din aluminiu, nu este foarte grea. Mă rog, e mai grea decât Shubi. Suntem la limită cu greutatea, uneori depășim vreo 100 de kg, dar... E în marjă, 100 de kg. Am mustaș, da. Și dacă tot v-am arătat exteriorul, care arată foarte bine, acum aș vrea să începem chiar cu secțiunea din față, cu partea de la șofer. Deci, avem două locuri, așa a fost originală, nu? Cu două locuri. Da. Geamul... Geamul aici care trece în partea cealaltă și avem niște imagini din arhiva video privată, nu știu dacă o să vi le arătăm. Da, de ce nu? How you gonna do this with your ass? You did it for nothing. Înainte de Crăciun am stat câteva nopți, mă rog, ne-am mai șprițuit, ne-am mai vorbit și ne-am apucat să facem concurs, să vedem care trece prin acel geam, care așa după cum pare el, pare mare, dar de deschis se deschide doar jumătate. Și trebuie să ai tale de viespe, da. Proprietarul a reușit. Proprietarul a reușit să treacă. Avem aici, mă rog, un panou de comandă, cred că mai mult era folosit înainte când era ambulanța. Acum nu mai e multe butoane, n-au nicio treabă. Pe aici, în spate, pe undeva, avem... Op, este controlul de la panourile solare. Câte panouri solare ai pe aia? Ce? Puțin, doar 220 de W. 220 de W. Și 3 baterii care sunt sub cutie. Îți arăt dacă vrei.
Și 3 baterii. Da, dar ideea e că cei 200 de W, aici avem un converter, dar cei 200 de W cumva pentru tine ajung pentru că nu ai consumatori foarte mari. Doar un laptop folosim, încărcăm telefoanele și uneori am avut un blender, dar momentan bateriile sunt solare, da. Da. Ok. Bun. Și cam asta ar fi aici. Deci partea asta electrică e pusă aici în față, nu este în spate sau cum am făcut noi la Shubi. În principal cred că ai lăsat-o aici pentru că aici și erau din construcție, aici erau, nu? Sau bateriile și... Am avut o baterie jos aici, de desubt scaunului, bateria auxiliară și bateria motorului. Având în vedere că ne-am grăbit să plecăm și nu am dat... Și voi ați fost la fel pe grabă cu conversia. Da. Nu am acordat foarte mult timp conversiei, au fost mai puțin de 2 luni și restul a fost făcută pe parcurs, dar... Da, oricum, mi se pare ok aici, pentru că e un loc care altfel cumva îl pierzi sau devine un loc de în care arunci nimicuri și mai bine să fie folosit. Ok, hai să vedem și... Shiny Titi. Nu bate, nu troncăne, știți cum e vorba aia. Asta îmi place la domnul Dado, e foarte ambițios cu curățenia. E motorul arată blană de fiecare dată. N-apucă să se pună praful, că imediat îl... Și pe tine sunt la fel? Ok. Da, e... Ce să vă zic, nu mă pricep să vă dau date tehnice. E un Sprinter din 2000, dacă vreți verificați voi ce motorizări și ce chestii tehnice vreți despre ele. Ideea e simplă, mașina merge blană, merge. Nicio problemă, consum ok, cam cât e consumul? Pe la 10 pe acolo, 10-11? Da, bine, cutia e destul de mare, da, și atunci e cumva justificat consumul, dar nu e un consum exagerat. Hai să vedem și portbagajul, pentru că cred că asta e chestia care îmi place mie cel mai mult de fapt la mașina asta. Două uși foarte largi și foarte mari. Termopan. Aici în spațiul ăsta așa mare a fost făcut special pentru biciclete, să poți să bagi bicicletele. Da, ținem două biciclete. Acum bicicletele nu sunt aici pentru că fiind în șantier alături de noi, bicicletele sunt pe afară, le folosim, n-are rost să le punem în mașină. Dar spațiul ăsta e dedicat pentru biciclete. Avem aici un bidon de apă. 80 de litri, foarte personalizat și el după cum se vede, cu filtrele aferente. Folosiți apa asta doar pentru spălat vase sau și băut? Și... Mâncare aici. Deci pentru tot, asta pentru, e da. Ok. Filtrează până la 5 microne și asta ar însemna toate sentimente și... Și oricum nu bagi apă din locuri foarte dubioase. Rețea sau fântâni, izvoare, chestii de astea. Benzinării, da. Ca și noi. Ok. Da. Aici am și în partea cealaltă? Și picturile, dacă... Na, din păcate nu e Anica aici, să vedeți și chestiile astea sunt pictate de ea, nu? Da. Anica le-a desenat. Sunt foarte, foarte mișto. O să le vedeți și acum, pe sus. Având în vedere că muncim, locuim, e uneori puțină mizerie. Aici am... Un spațiu de depozitare, scule, chestii, scule, nimicuri. Da. Astea pentru întreținerea mașinii și alte... Apropo, ăsta este original. Dulapul? Da, dulapul original. Dulapul original. Mașină. Mai avea unul, am înțeles de la tine, că mai era un dulap asemănător în partea cealaltă, dar l-ai dat mai jos. Era aici unul, da, și am lăsat loc aici să putem cobor în spate. A făcut o treaptă? Dacă e nevoie, da, pentru picior. Acolo mai sunt două valize de mână. Un spațiu de depozitare. Aici mai o cutie. Oricum destul spațiu de depozitare. E foarte mult și chiar mult spațiu este pierdut.
Nu e folosit foarte bine. Asta la din nu că e pierdut, dar poate că se poate și mai bine, pe, da. Pe viitor, da. Oricum, tot spațiul ăsta de aici din garaj sau din portbagaj, cum vrei să spunem, se traduce în ceva, se traduce într-un pat uriaș pe care o să vi-l arătăm imediat când mergem în interior. Patul uriaș care da. Nu ne lipsește în șubii, la noi pătuțul e mult mai mic și... Și cum subliniat ideea că Eugen are aproape 2 metri, deci... Da, sunt invidios pe datul cu patul lui. Gândiți-vă că, nu mai știu dacă sunt în șubii, dar aici poți să stai efectiv și cu mâinile întinse, așa, pe rostăgul. Da, cred că încap acolo 3 persoane leger. De mărimea mea, lejer. Da, pe... N-am uitat la filmul aseară. Hai să mergem în interior, că acolo e partea interesantă. Un alt compartiment aici, pe partea dreapta a mașinii, unde ai pus gazul, o butelie de cât are? 20 și ce? 10 litri. 10 kg, 8, 17 litri. Gazul care se duce la are gaz și la frigider, frigiderul țin. Frigiderul ții pe gaz. Da. Am înțeles. Și un clopoțel în caz de în caz de alarmă. Ok, și hai să mergem și în interior. Bau. O să începem cu ușa. Cine a desenat ușa? Tot nevastă-mea, Anica. Tot Anica a desenat-o. Deci Anica e cu partea asta decorativă, colorată, da. Primul element pe care vreau să vi-l arăt este aceasta. Această ușă cu acces și de acolo și de acolo, pe care jnuchii o folosește ca să intre sau să iasă din mașină. Și i-a făcut Dado și aici o platformă pe care să poată să urce el ca să aibă un acces mai facil, să nu se chinuie. E foarte interesant și e mișto că am văzut că o folosește, adică am învățat imediat treaba. Ok, hai și înăuntru. Ăsta este frigiderul pe care ai zis că îl ții pe gaz. Frigiderul un Domotec, litri, nu știu câți litri are, dar a fost luat de nou, acum e pe minim. Iarna, vara face față la fel. Deci ești mulțumit de el, e ok. Da, da, da. Am auzit mulți... E destul de spațios. Mulți se plâng de varianta de frigider pe gaz, că n-ar fi atât de eficient, nu știu, și de-aia eram curios cum, cum merge. Știu, dar eu nu sunt mulțumit. Dacă are o ventilație bună de unde iese căldura, de ce iese căldura din el, nu am făcut cea mai bună... Deci asta e ideea, să fie ventilat, să nu stea închis... Și l-ai pus pe o șină. Da, frumos. Da, ok. Astea cred că au fost originale, nu? Toate originale. Sertarele originale în care se țineau medicamente și injecții. Am schimbat doar blatul și am mai tăiat unele elemente din metal și... Asta cum e ce? Nu are gaz, plita. Plita pe gaz, două ochiuri, super da, mișto. E foarte mișto și mie mi se pare practic pentru că fix două ochiuri folosește, ai distanța suficientă și nici nu ți ocupă mult. Aici are un spațiu de depozitare. Cam tot ce vedeți dulap da, e dulap original, adică cam așa a fost ea gândită ca și ambulanță. Și na, s-a potrivit... Ghiuveta, care e super generoasă în comparație cu noi, asta și asta, e. Asta, asta parcă ai cumpărat totul, nu? Da, ghiuveta, aragazul și am avut, eu am vrut, m-am gândit la început. Asta e lucru manual. Să fie mare pentru că m-am gândit că mai spălăm haine în ea sau știu, dar nu a fost okay. Nevoie. Să o folosești și ca o mini cădiță, mini ligheană. Așa cum am fost noi prima oară de am luat ligheanul și am zis că o să ne mai spălăm în alta, dar nu am folosit ligheanul, așa probabil și... Mi-a plăcut că sunt din inox și asta ca... Super generos și spațiu aici, iar aici sus la fel, ca un spațiu pentru tigăi, oale și toate chestiile prosoape de bucătărie, chestiile voluminoase. Aici pe partea stângă avem controllerul de la încălzitorul diesel, China. Și l-au pus recent. Anul trecut, da. Iar mai aici avem
un dulap de haine. Dressing. Dressing-ul în care își ține Anica rochii și chestii mai lungi. Și încălzitorul care este montat aici jos cu evacuare afară frumos. Partea cea mai interesantă din toată mașina asta, pe lângă pat care o să vi-l arăt, este acest, nici cum să zic, dulap, raft, nu știu cum să zic. Șifonier făcut din materiale reciclate, totul este adunat și strâns din... De pe unde ați umblat? De locul și locurile de muncă pe care l-am avut, mai ales dacă lucrez ca tâmplar amator. Deci asta este singurul lucru, asta l-am cumpărat din Italia. Am dat vreo 40 de euro. Wow. E o grămadă de bani. Pentru că n-aveam cum să leg toate piesele care le-am avut deja. Asta e o creangă, dacă vedeți cum e. Da, exact. Asta este o pădure, asta este după de pe mare. Asta este de la barcă, am făcut o interpretare a soarelui. Asta a fost un suport de oglindă din bambu care l-am luat dintr-o toaletă dezafectată. O tablă de șac de acasă și... O tablă de șac de acasă care acum are rolul unei raft, unei polițe. Și... Un alt sertar aici. Sertar și barul. Aici este barul și zona de... Cum se zice, refreshment sau cum să le zic, sticluțe, paharele pentru invitați. Și uite, cred că e primul ven în care și văd două pahare cu picior din sticlă, cu suport aferent, cu tot ce trebuie, sau din cristal. Sunt din cristal. Din cristal, deci ne pare rău, da. E... Acte. Mai jos avem aici un safe care, na, dacă vreți să spargeți mașina, să știți unde să veniți, să nu stați să orbecăiți aiurea. Aici este, aici se țin actele, banii, cash-ul, tot ce trebuie. La fel făcut și ăsta din materiale reciclate, este din Austria, dintr-un hambar vechi din 1380. Wow. Era inscripționat pe lemn. Era dărâmat ce-i drept și am luat câteva bucăți de lemn care le-am prins pe respectiv. Dar cred că asta îmi place cel mai mult la venuri și la construcțiile astea făcute de noi. Poveste. Exact, că în principiu toată lumea improvizează, face după gustul și după capul lui și uite că e mișto când reușești să convertești câteva materiale găsite, câteva lucruri care în principiu ar merge la gunoi sau nu le bagă nimeni în seamă, știi? Uite, reușești să le dai viață și să le folosești ani buni. Materialele de decor de aici la fel, le aveți adunate că na, voi nu prea știți că ei nu au Instagram, nu au YouTube. Sunt călători. Asta, e colțul meu favorit ăsta. Ăsta aici e colțul tău favorit? Da. E și colțul meu în șubii afară. Și penele. Penele astea deja știu că am fost împreună cu ei și le-a luat din Austria când am fost noi la Kitzbühel. La ei mai ții minte? Când da, toate chestiile astea, tot ce vedeți pe aici sunt elemente luate din Asia, din America de Sud, de pe unde au umblat. Ei au fost aproape un an de zile cu bicicletele în Asia? Da, am avut un proiect, o experiență de un an de zile. Cu bicicletele, cu corturile? Cu biciclete, cort, saltele. Foarte tare. Prin Asia, prin ce țări ați fost? Vreo 4.000 de kilometri. Wow. Singapore, Malaysia. 4.000 de kilometri cu bicicleta, adică cu picioarele pedalat, să ne înțelegem că mie mi se face rău doar când mă gândesc. Da, mă gândesc că nu e ușor, pot doar să-mi imaginez. Da, și tot vorbeam de... da. Trapa ai pus-o tu sau... Nu, era. Nu, original este și... Este original. Și mișto că se deschide super ușor. Zise ea care nu poate să deschide. Gata, noi eram în poziția corectă și Dado a inventat ceva foarte drăguț. Ca să facă blackout, că până acum nu era și uite cât de mișto e sistemul ăsta. Da. E super drăguț și povestește și de că asta e ultimul upgrade. Tavanul este acoperit, da, tavanul este acoperit cu o, nu știu ce să zic, e o husă. O husă pentru pânzele de la barcă. Am avut pe tavan un poliester subțire de decor care în timp... A prins tot felul de unghii, zgrieturi, semne de picioare din pat și arăta oribil după 2 ani.
și am pus chestia asta, la fel, temporară până... Și ca orice lucru temporar devine permanent până la următoarea schimbare. Exact. Dar arată bine, mie îmi place. La fel. Elemente aici de lemn luate din... Asta e după barcă. După barca asta și, sau? Da, și ăla de acolo, din colț, unde sunt cristalele, unde stau cristalele pe... Da, da, da. Și vestitul pat, care e din, pe toată la laterală, pe toată lățimea mașinii. 2 metri pe 1,40. 2 metri pe 1,40. E un pat imens pentru un van, sau cel puțin din... Așa spunem, așa spunem noi, asta din ce am văzut. Putem, în urmă cam aici, avem, punem și avem loc la cap. Da, dacă nu mă înșel, asta chiar e o saltea cumpărată direct, adică nu e tăiată din bureți, da, cum am făcut-o noi la șurim. Păi da, că e o dimensiune... E saltea normală. E o saltea venit comprimată într-o... A, da, și saltea de casă și da, sub ea OSB. N-am avut probleme cu umezeala, n-am avut nimic, nicio gură și n-avem... Avem 3 ani de când folosim mașina și... Și funcționează. Merge. Și vreau să te mai întreb o chestie, pentru că oricum lumea e curioasă și toată lumea vrea să știe chestia asta, sau mă rog, nu neapărat că e curioasă, dar poate cei care vor să-și facă conversii au tot felul de întrebări. Câți bani a costat toată conversia în afară de costul mașinii? Cam câți bani aproximez, că îmi bănesc că nu mai știi exact. Cu toate că am încercat să o țin cât mai ieftin ca prima experiență de conversie și având în vedere că uneori sunt cam neîndemânatic și fac tot felul de greșeli, tot am cheltuit conversia, cred că a fost undeva mai bine de 3.000. Toate produsele le-am cumpărat în Germania pe Amazon. Uh-huh. Iar apoi puțin lemn, ceva scule. Deci pe la 3.000, oricum este o conversie cap-coadă sub 10.000 de euro cu, da, cu achiziție, da, mașină, cu tot. Da, pe la acte, da, dacă, da, și cu vopseaua tu sub 10.000, da. Cam acolo. Cam asta a fost povestea, cam asta a fost mașina. Scurtă. Scurtă și, și la obiect. Nu știu, dacă aveți întrebări, comentarii, vă așteptăm în zona de comentarii mai jos, vă răspundem la întrebări. Mașina încă este înregistrată pe Germania, Anica este din Germania și au preferat să o țină acolo. De ce ați preferat să o țineți înregistrată pe Germania? Sincer, pentru că eu oricum nu prea mai aveam, sunt cam extraterestru, nu mai aveam adresă cumva și sincer ne gândeam că e mai bine. Cred că a fost mai simplu, uneori, unde... Da, uneori e mai bine să ai numere de Germania, am pățit și noi chestia asta pe la graniță. Anii trecuți pe la graniță, da. Un numere de Germania stupi mai permisiv. Mai ok. Da, cam asta a fost. Vă pupăm de aici, din La Ciotat, din Franța, din șantier, de unde muncim. Sperăm că v-a plăcut și vă așteptăm întrebările, dacă le aveți. Dacă nu, like-urile, share-urile și subscribe-urile. Pupii! Da.